La sediul Uniunii Scriitorilor din Chișinău s-au reunit oameni de litere, muzeografi, profesori universitari, bibliotecari, studenți pentru a se întâlni cu un grup de scriitori români, sosiți din București cu prilejul aniversării a 90-a a Marii Uniri. Moderatorul întrunirii, academicianul Mihai Cimpoi, a declarat că unirea din 1918 a fost un act juridic și că Basarabia a fost prima care a bătut clopotele Marii Uniri. În cadrul manifestării a fost lansată Cartea Unirii, prezentată de poeta și diplomatul Grete Tartler. Domnia sa a menționat că are bucuria de a aduce la Chișinău această carte, obiect legată în piele, care arată ca un ceaslov medieval, hârtia fiind lucrată manual. Cartea e ca un album cu foi albe pe care sunt invitați să scrie poezii, texte, scriitori de pe ambele maluri ale Prutului, iar pictorii din Republica Moldova și din România își vor lăsa în miraculoasa carte desenele și lucrările de grafică consacrate Marii Uniri. Subvenționată de Ministerul Afacerilor Externe al României, Cartea Unirii se va păstra la Muzeul Literaturii Române Mihail Cogălnicianu din Chișinău. Este o carte foarte frumoasă, legată în piele și alcătuită din imagini și cuvinte care vorbesc despre un teritoriu comun, întotdeauna al nostru, este teritoriul poeziei. În ea au scris poeți români, poeți basarabeni. Ilustrațiile se datorează unor graficieni și pictori români și basarabeni și iată, acesta este simbolul care ne unește întotdeauna, imaginea și litera scrisă. Veți mai veni încoace? Poate aveți niște idei concrete de proiecte? Este a doua oară când vin în Chișinău și e prima oară când vin la o întâlnire la Uniunea Scriitorilor. Mă leagă foarte multe de poeții basarabeni și de scriitorii și criticii basarabeni. Și Raftul Denisei va veni ca să-și popularizeze producția? Raftul Denisei este o colecție de ficțiune internațională care o fac la editura Humanitas Fiction din București, pe care o și conduc de altfel. Și să știți că e al doilea scop pentru care am venit aici. Am vrea, în perspectivă, dacă va fi posibil, să deschidem o librărie din lanțul de librării Humanitas și aici. Vom vedea. La manifestarea găzduită de Uniunea Scriitorilor din Chișinău au mai luat cuvântul scriitorii bucureșteni Gabriel Chifu, secretar al Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Prilipceanu, redactor șef al revistei Viața Românească, Denisa Comănescu, coordonatoare a colecției Raftul Denisei de la editura Humanitas, criticul Dan Cristea, prozatorul Stelian Tăbăraș de la revista Luceafărul. Arcadie Suceveanu, spunând că fermentul Unirii mai lucrează în noi aici, m-am întrebat în care noi, presupun că tot mai mult în intelectualitatea umanistă și în scriitori. Cei prezenți la întâlnire au vorbit despre necesitatea activizării contactelor dintre oamenii de cultură de pe ambele maluri ale Prutului și au citit poeme și fragmente de proză în fața publicului.